O curiozitate legitimă ne face să ne întrebăm, oare va fi fost viață catolică la Târgoviște, înainte de cea cunoscută în documentele istoriei? Va fi existat oare la Târgoviște viață catolică pe timpul episcopatului cumanilor, măcar în cea de-a doua lui organizare? Cunoscând că viața catolică era legată de elemente străine, negustori și meseriași, adunate din centre cu viață intensă, cum erau încrucișările de drumuri comerciale și cetățile de scaun, poate că e prematur să ne gândim la o organizație catolică la Târgoviște în prima fază a episcopatului cumanilor, adică până la năvălirea tătarilor. Dar în faza ultimă, câtă vreme aceasta a coexistat cu începuturile cetății de scaun a Târgoviștei, cu prezența elementelor străine legate de viața acestei cetăți, nu se poate să nu fi existat și viață catolică aici. Prezența unui episcopat catolic alături de Târgoviște, la Curtea de Argeș, ne face să credem că la Târgoviște a fost viață catolică, dar ecourile acestei vieți, ale evenimentelor mai însemnate din această viață catolică, nu au ajuns până la noi din cauza vitregiilor timpurilor. Astfel începea preotul Iosif Gabor a sa istorie a Bisericii Catolice din Târgoviște. Se întâmpla în anul 1976, lucrarea nu avea să vadă lumina tiparului în timpul vieții acestui erudit preot. A fost păstrată însă în arhivele Bisericii Catolice Sfântul Francisc de Assisi, pentru ca în acest an, cu profunde semnificații istorice, la inițiativa preotului paroh Ioan Solomon și prin implicarea istoricului târgoviștean Silviu Miloiu, cartea să poată fi prezentată publicului. În 2018 s-au împlinit 120 de ani de la reclădirea Bisericii Catolice din Târgoviște prin efortul depus de preotul Vitus Bianconi, o personalitate a lumii cosmopolite târgoviștene din veacul al XIX-lea. De la comunitățile de saș și călugării franciscani din Evul Mediu până la preoții parohi care păstoreau în epoca modernă comunitatea formată din italieni, polonezi, unguri, germani, români, oameni care au pus umărul la edificarea orașului modern, odată cu un nume de preoți de o excepțională calitate, unii dintre ei ajunși episcopi, alții martirizați, cum este cazul fericitului Anton Durcovici, cu toții se regăsesc în paginile acestei cărți.